Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Old prin intermediul serviciului EURES din cadrul AJOFEME Old promovează oferta unui angajator din Danemarca. Acesta are 200 de locuri de muncă vacante, respectiv 100 pentru Danemarca și 100 de locuri pentru Portugalia. Este vorba de muncă sezonieră, cu les de mazăre, campania 2019. Cei selectați vor munci într-o fermă cu lucrători din diverse țări cu oportunități de dezvoltare a abilităților de muncă și socializare. Angajatorul deține practic Două filiale, una în Danemarca, cealaltă în Portugalia. Durata contractului pentru uh, Portugalia este uh, din martie până în iunie 2019 și în Danemarca din iunie până în uh, octombrie 2019 se, va, se vor lucra între 30 și 40 de ore pe săptămână, 6 zile pe săptămână. Șase zile, uh, pe săptămână. În Danemarca, cazarea se face în rulote, în, în camping, dotate cu bucătărie, sală de mese, toalete, băie cu dușuri, mașini de spălat, internet wireless. Taxa de cazare pentru Danemarca este de 8 euro pe zi și acoperă plata utilităților pentru transportul dus întors românia Danemarca este în sarcina lucrătorului. În Portugalia, plata muncii este în funcție de cantitatea culeasă în lădițe, caserole cu grama specific. Salariul minim pe lună de persoană pentru 173 de ore de lucru este de 700 de euro brut. Dacă se culege mai mult de 1950 de kilograme în acest timp, se va plăti pentru fiecare kilogram cules în plus 0,30 de euro per kilogram ca bonus. Impozitul și contribuțiile sociale se vor deduce din salariu conform legislației portugheze. Pentru Portugalia cazarea se face în case echipate cu toate utilitățile, iar taxa este cuprinsă între 100 și 120 de euro pe lună cu plata utilităților. Transportul dus întors România-Portugalia este plătit de angajator, urmând a se reține din salariul angajatului. Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care vârsta minimă de 18 ani, cunoștințe de limba engleză însă nu este o condiție obligatorie și să poată depune muncă fizică grea, indiferent de climă. Pentru a aplica, persoanele interesate trebuie să trimită un CV model Europass în limba română sau engleză cu poză inclusă pe adresa de e-mail workaroundgreenpeace.dk Preselecția CV-urilor aplicanților se va face de către angajator, apoi se va proceda la invitarea la selecție a persoanelor în timp util de către consilierii EURES. Detalii referitoare la data, locul și programul selecției vor fi trimise numai persoanelor invitate. Selecția va avea loc în prima jumătate a lunii decembrie la Slatina. Termen limită de trimitere a CV-ului este 10 decembrie 2018.